Bună seara, prieteni, bine ați venit și în această seară în fața micilor ecrane pentru a urmări emisiunea Minuilo, coproducție Agenției Infogroup și a postului de televiziune Agro TV. În această seară, frumoasă seară de noiembrie, o noiembrie blând, avem mare onoare ca în mod special să-l avem ca invitat pe domnul Paul Anghel, director general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Bună seara, bun revenit în emisiunea noastră, domnule Anghel. Bună seara, domnul Stoian. Este o onoare pentru mine că m-ați invitat. Tocmai pentru că lucrurile sunt foarte importante, extrem de importante și dăm o dată în plus greutate prezenței dumneavoastră. Am renunțat în această ediție la știri, tocmai pentru a avea mai multe de discutat, pentru că se întâmplă lucruri, așa cum zice poetul. Înainte de a intra în dialog, permiteți-mi ca să arăt telespectatorilor ultima ediție a revistei noastre Infoferma, care a apărut cu un titlu de cover: Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii României, alte titluri: Îmbunătățirea tehnologiei cultivării grâului de iarnă la legumicultură, pregătirea serelor pentru sadurile de legume, la zootehnie, avantajele lianților pe bază de alge marine în dietele puilor de carne, la smart farming, era digitală și agricultura viitorului. Aveți încredere? De fapt, știți că este cam cea mai veche și cea mai serioasă, una dintre cele mai serioase reviste dedicate agriculturii. Domnule Paul Anghel, atât autoritatea cât și OPC-urile din fiecare județ au extrem de mult de lucru și de furcă în această perioadă. Vă rog să rezumați puțin ce s-a întâmplat în ultimele două luni, să zicem așa. E un pic complicat, dar o să încerc. Spuneați dumneavoastră mai devreme că în această seară frumoasă de noiembrie, blândă seară de noiembrie, aș spune că blândețea din perspectiva Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor... Am vorbit de blândețea meteo. Am înțeles. Blândețea din perspectiva ANPC-ului s-a terminat la momentul la care noi am consiliat operatorii economici și de fiecare dată le-am transmis ceea ce ne dorim noi și dar ceea ce își doresc în principal consumatorii de la dânsii. Și aici mă refer în principal la hiper-supermarketuri, că despre ele vorbim. Am avut întâlniri nenumărate și, cum să zic, întâlniri laborioase cu autoritatea magazinelor online, cu Agenția Magazinelor Online din România, cu Asociația Marilor Rețele Comerciale din România și am fixat pe partea de consiliere anumite lucruri, spuneam, pe care ni le dorim și noi și le dorește și consumatorul. Nu mică ne-a fost mirarea în momentul în care, revenind în recontroale după o anumită perioadă, să descoperim că anumite lucruri de care noi ne lovisem în primă fază și consiliasem să le schimbe sau să le modifice, existau fie la raft, fie produse aflate la comercializare în anumite condiții de depozitare și așa mai departe. Sigur că în atare condiții nu mai poți să tot consiliezi operatorii economici și trebuie să ieși niște măsuri mai ferme, mai abrupte, dânsii spun mai dure vis-a-vis de actul pe care noi l-am încheiat și ca atare condiții am zis că cel mai sigur pentru consumator e să începem să propunem niște decizii de încetare a practicilor comerciale incorrecte sau de oprire temporară a prestării de servicii în anumite domenii. S-au aplicat aceste măsuri, astfel încât, bineînțeles, consumatorii să fie protejați, drepturile lor să fie respectate și operatorul economic să înțeleagă că este chiar o toleranță zero atunci când sănătatea sau viața consumatorilor este pusă în pericol. Spuneam că au fost anumite zone oprite, zone fie, dacă vorbim de zonele gastro, cred că sunt niște imagini care sunt de notorietate, mare parte din ele se află și pe site-ul nostru anpc.gov.ro. Am publicat comunicatele. Exact, sunt niște zone care sunt, din păcate, după părerea mea și a multor specialiști, zone care pot contamina produsele, mai ales în momentul în care vorbim de comercializarea în vrac,
Vorbim de niște vitrine care sunt ruginite, ca, a căror durată medie sau maximă de utilizare s-a depășit cu mult și sunt îmbătrânite și fizic și moral, fie putem să le schimbăm, fie dacă nu, cel puțin pentru moment, să le igienizăm foarte, foarte bine, să le folosim ca să nu se facă o mare investiție, dar în viitorul foarte apropiat aceste spații de depozitare ar trebui înlocuite cu unele mai noi, mai curate și sigur igienizate mult, mult mai bine decât sunt cele care sunt în momentul. Oamenii au fost șocați de imaginile alea pe care le-ați publicat dumneavoastră. Suntem și noi, să știți că suntem și noi și colegii mei comisarii, suntem în aceeași situație și noi am fost șocați de anumite raioane ale unor operatori economici, fie că eu aș vrea să le și dăm numele, că știți, astăzi am discutat cu cineva despre Black Friday și ziceam că am înființat un termen de Black List sau Black Friday List, dacă vreți. E o listă neagră, o listă neagră care se poate transforma într-o listă gri sau într-o listă albă, depinde doar de operatorul economic. Vorbim, am început niște controle în zona de Carrefour, după care am continuat controlele în zona Auchan, Kaufland, Lidl, avem controle încheiate în magazinele Mega Image și în spațiile Mega Image. Fac precizarea că de fiecare dată am arătat transparenți exact ceea ce am găsit la operatorul economic respectiv, indiferent de numele acestuia, și spuneam de toleranță zero pentru că noi am avut așteptarea că aceste mari companii și corporații sau multinaționale vor gândi cumva că și dânșii atunci când termină jobul sunt, sau angajații dânșilor sunt consumatori ca noi toți și își doresc să cumpere o felie de salam sau o felie de brânză sau o felie de parizer sau orice alt produs comercializat în vrac din niște vitrine care să fie salubre, igienizate și să respecte procedurile pe care dânșii de fapt le impun și le au. Faptul că nu le respectă cineva din față sau faptul că nu le respectă cineva din middle management nu mai este middle management, nu mai este neapărat vina noastră a autorității sau a consumatorilor, ci este vina bordului din companiile respective, pentru că după părerea mea ar trebui să impună un ritm mult mai alert și niște verificări periodice. Sunt anumite vitrine care cu siguranță n-au mai fost igienizate de ani de zile, pentru că altfel n-aveau cum să arate în situația în care arătau. Și unele spații, pentru că am văzut niște fotografii de la Ploiești, ne-am crucit cu toții. La Ploiești, dacă am fost, să zic așa, cireașa de pe tort, nu știu dacă e foarte, foarte corect sau foarte academic să folosesc expresia asta. Da, dar rugina de pe suprafață. Rugina de pe suprafață, da. A căutat un echivalent. Nu vă spun cam cum arătau, era o zonă în care mucegaiul găsea anumite colonii care eu cred că puteau fi explorate de către niște biologi foarte, foarte atenți și găseau acolo niște variante diferite de ciuperci și de microbi și de bacterii. Antipa, muzeu Antipa. Așa. Din păcate, erau niște zone care cu siguranță de foarte mult timp. Gângonometrie. Reprezentantul operatorului economic mi-a spus, domne, eu să știți că am trăit 27 de ani în Anglia și eu n-am văzut atâtea controle câte există în România. I-am precizat faptul că noi în România suntem obișnuiți ca odată la 27 de ani să spălăm acele vitrine. I-am spus că eu cred și sunt convins cu siguranță la dânsul acasă nu arată în felul acela și dacă eu am învățat de la bunici, de la mătușa mea și cei mama și toți cei care m-au crescut că ce ție nu-ți place să ne-i faci altuia. Și am impus și dânsului ca pentru viitorul apropiat acele zone să dispară, să le igienizeze, să le curețe acolo unde se poate, acolo unde rugina și toate celelalte și-au făcut. Da, numai puțin, domnul Angel. Replica acestui domn, la fel ca replica celuilalt din zona de Black Friday. O să ajungem așa. Și, și chiar dacă nu e cu mâncare și cu carne și cu lapte, vreau să vorbim și despre aia. Da. Cu domnule, dacă nimeni nu e corect, eu de ce aș fi? Nu, practic, a sunat un pic diferit. Îmi cer scuze că vă întrerup. Dar e și cu mâncare, pentru că marea majoritatea sectorilor... Nu, stați puțin. Atitudinea asta sunt prea multe controle. Domnule, de ce nu mă lași să fur?
Pentru că, da, de fapt, fost, asta, a fost asta mult mai ciudată. De ce nu mă las să-mi bag joc de oameni? De ce nu mă las să-mi bag joc de, consumatori? De ce? Înainte, domnul Anghel, și cu toată responsabilitatea vă spun, la începutul anilor 80, la restaurantul Tic Tac, și e prima oară când o spun, dar o spun public pentru că era încă de la vremea de o gravitate extraordinar. Am mai povestit-o așa și știu de la fostul șef al Corpului de Control al Oamenilor Muncii, cum era pe vremea aia, veneau bucătăresele la 5, așa, venea și responsabilul restaurantului pe la vreo 6, și în fiecare dimineață se suia, erau oalele alea mari de ciorbă de burtă, și urina în oala aia mare, și bucătăresele și așa chiar făceau scandal. Tovarășul responsabil, de ce faceți, domnule, că e munca noastră, îți bagi joc de oameni, de noi, de tot, pentru gust, ca să aibă gust. Adică, vedeți dumneavoastră, eu am impresia că s-a perpetuat această atitudine execrabilă, această atitudine în afară de orice explicație. Nu? Adică îl găsești pe om că a făcut un lucru foarte rău și el îți spune, domnule, eu în Anglia n-am văzut. Probabil că în Anglia se spală. Cu siguranță în Anglia se spală, cu siguranță și în România se spală. Deci, vorbind, am fost în Paris și am văzut un magazin de o jegoșenie totală în zona arabească, din Montmartre, era un magazin, erau niște străzi de arab și, într-adevăr, foarte murdar. Dacă ei așa sunt obișnuiți, e treaba lor. N-aș vrea să generalizăm. Din păcate, cazurile pe care noi le-am găsit au fost punctuale și în anumite tipuri de magazine. Eu vorbesc de atitudinea unuia sau altuia, care probabil că e moșenită și e dusă mai departe. Ceea ce povestiți dumneavoastră frizează orice fel de... Da, e în afară de orice fel de logică. Nici n-aș putea să vă dau... Eu sunt siderat că există genul ăsta de oameni. Au existat de-a lungul timpului, probabil și alții care făceau mult mai multe lucruri rele. Ceea ce trebuie să înțeleagă... Știu pe cineva care lua, avea tarabă, tot la ICL, așa. Pe vremea aia era taraba cu suc, era taraba cu... și lua sare de lămâie, apă din Herăstrău și o vindea ca sirop. Da. Da, eu zic că instituțiile statului trebuie să-și facă datoria. Noi suntem o verigă din lanțul acesta, să zicem, universal al instituțiilor de control sub guvernul României. Impunerea acestei toleranțe zero, inclusiv din partea Guvernului României pentru abateri care privesc sănătatea sau viața consumatorilor, trebuie să fie mai departe de orice fel de interes financiar sau de altă natură al unui operator economic, indiferent cât de mare este operatorul economic respectiv și indiferent ce susținere, lobby sau orice altă formulă își găsește, trebuie să înțeleagă că pe teritoriul acestei țări există niște autorități care își fac datoria, există niște oameni care trebuie respectați și aici mă refer la consumatorul român și din perspectiva asta cred că nu avem niciun fel de justificare în momentul în care spunem ceva de genul celui de la magazinul online care a zis, domne, cum pot să fiu eu corect într-o piață în care nimeni nu este corect? Atunci, cu atât mai bine, această listă de care... De la Altex, am înțeles că era. Da. Era unul din oamenii din bordul Altex. Da? Și declarația e dată în prezența încă 10 colegi de-ai noștri și încă 2 sau un coleg de-al dânșilor. Mă rog, discuția nu e neapărat punctuală pentru un anumit operator economic. Discuția privește această atitudine care ar trebui să se schimbe. Și trebuie să înțelegem cu toții că în anul 2021 nu mai poate să fie ca acum nu știu câți ani, indiferent câți am spune. Ne facem datoria, spuneam, instituțiile statului își fac datoria, colegii de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, am vorbit cu domnul Ponea, cu domnul Chioveanu, domnul președinte Chioveanu și cu domnul vicepreședinte Ponea și am legat mult mai strâns legăturile, ca să zic așa, și am gândit acțiuni prin care fiecare pe culoarul lui de competență să anunțe în momentul în care apar asemenea dezechilibre. Am vorbit cu colegii chiar astăzi, mă întorc acum de la un control cu Inspectoratul General Poliției Române, Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice și iarăși colegii de acolo, niște profesioniști adevărați, au răspuns prezent imediat și au avut o acțiune împreună cu colegii mei de la Comisariatul București-Ilfov și colegi din țară detașați, o acțiune privind aceste limite de toleranță zero sau această toleranță zero.
Sunt oameni profesioniști în sistem care își fac datoria. Trebuie să înțelegem și să avem încredere în oamenii ăștia. Pe de o parte, trebuie să înțelegem că nu se mai poate perpetua o stare de fapt care ar trebui să se fi schimbat cumva de mult. Spuneam că este un contextul pandemic impune anumite probleme, inclusiv operatorilor economici, și aud mereu că există o piață care privește forța de muncă și o lipsă acută de forță de muncă. Există o variație foarte mare a personalului, inclusiv în cadrul acestor hiper-supermarketuri, fie că vorbim de Carrefour, Auchan, toți mega imagi, toți se plâng de faptul că lipsește personalul sau că se rotește foarte, foarte mult, dar trebuie să înțeleagă că anumite lucruri, peste anumite lucruri nu se mai poate trece. Suntem alături de operatorii economici, îi consiliăm atunci când este nevoie, dar sigur că nu poți să-i consiliezi la nesfârșit și la un moment dat această consiliere trebuie să se transforme și în prevenție și din prevenție într-un control și din acest control există și o posibilitate a unei sancțiuni. Sancțiune principală cu o amendă, mai întâi cu un avertisment, cu un plan de remediere, cu măsuri și așa mai departe. Adică step-urile până să ajungi la o sancțiune foarte drastică sunt destul de multe și în momentul în care ajungi la sancțiunea asta principală cu amendă, să ai și posibilitatea să propui mai întâi și dacă operatorul economic nu-și schimbă atitudinea, să și dispui o anumită măsură fermă, de ce nu până la suspendarea activității operatorului. Da, bun. Eu cunosc personal și dumneavoastră, înaintea mea, oameni de o foarte mare valoare din cadrul acestui sistem comercial. Niște oameni care sunt convins că de la nivelul lor, bine, poate că nu știu ce se întâmplă acolo, în magazin. Cred că mulți dintre ei, nici ei nu știau lucrurile astea, nu cunoșteau lucrurile astea. Am avut discuții cu conducerea Carrefour România și cumva țin să-i felicit pentru atitudinea pe care au avut-o. De fiecare dată când am avut discuții cu dânsii pe anumite spețe punctuale, inclusiv că vorbim de perioada de pandemie, atunci când am creat un grup de WhatsApp cu toți marii retaileri, țineți minte problemele cu lipsa alimentelor, cu distanța socială și toate celelalte, și de fiecare dată când le spuneam la magazinul din Galați, colțul, strada, cu cutare la numărul cutare, imediat cu celeritate un șef de magazin era sunat, anunțat și problema respectivă se remedia. Spun și trebuie să subliniez acest aspect că, într-adevăr, anumite lucruri nu se cunoșteau la nivelul conducerii și undeva problema este în middle management. Ne-am întâlnit și cu conducerea Auchan, care iarăși a precizat că au niște proceduri care trebuie respectate și procedurile sunt foarte clare și privesc cu siguranță respectarea drepturilor consumatorilor, dar iarăși într-o problemă, sub un anumit nivel, oamenii fie fiindcă sunt remunerați nesatisfăcător, fie că există o delăsare generalizată de faptul că n-ai cum să-l dai afară pentru că n-ai pe cine să aduci în loc. Există o problemă a sistemului, problemă care se răsfrânge cumva și asupra, adică sau are impact asupra respectării drepturilor consumatorului. Din păcate, noi nu putem să analizăm și nici nu putem. Putem doar să fim actori la ceea ce se întâmplă, fie că vorbim de litoralul românesc, unde controlele au reliefat faptul că această variație de personal sau personalul sezonier aduce cu sine și anumite metehne greu de schimbat, metehne românești de genul celor care le povesteați un pic mai devreme. Și acolo, iarăși, trebuie să găsim niște soluții pe termen mediu și lung. Nu putem să lungim sezonul sau nu putem să lărgim sezonul un sau un anumit sezon. Vorbind, ar putea, dar nu vor să investească proprietarii de afaceri. Acolo e o discuție mult mai amplă vis-a-vis de perioada în care este sezon efectiv, cel puțin pe litoralul românesc. Sezonul este foarte scurt, se rezumă undeva la 30. Acum e și criză sanitară, deci e foarte dificil. Dar tot 30-40 de zile overall sunt și, din păcate, pentru aceste 40 de zile, ei se pregătesc 12 luni și încearcă ca în acele 40 de zile să cumva să câștige în așa fel încât să-și acopere toate cele 12 luni. Dacă nu investesc ce spuneați dumneavoastră și dacă nu gândesc o strategie pe termen mediu și lung, nu o să aibă nicio șansă să continue și noi vom fi... Dar nici nu vor. Cred că nici nu vor, pentru că și înainte, haideți să ne gândim la ce era înainte de criza sanitară pandemică, da? Se mulțumeau cu ce e pe vară și scoteau banii până primăvara viitoare. Chiar așa, pentru că și măsurile și comisarii noștri șefi de acolo, Horia Constantinescu și toți ceilalți care sunt în zona respectivă... Eu zic de mentalitatea proprietarilor de a face de turism. Au fost avertizați de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și cumva au știut de la început că nu mai pot continua cu anumite
tehne, de genul celor... Eu nu zic de comportament și de... Eu mă refeream la continuitatea afacerii și la extinderea programului de funcționare, inventând evenimente, inventând întâmplări, inventând... Și vă dau un exemplu și ăsta e chiar un exemplu de management, de oameni care au mintea întreagă și vor, și de aia au făcut foarte mulți bani. Știți unde e cel mai mare târg pe packaging? În Las Vegas. Știți când începe? Pe 2 ianuarie, domnul Angel. De ce? Pentru că s-au distrat ăia care s-au distrat. Hai, trebuie să încasăm bani din nou. Pe 2 ianuarie trântim cel mai mare târg din lume pe ambalaje. Cumva să existe și o continuitate. Exact. Știți bine ce înseamnă ambalajul. Că absolut orice din lumea asta se ambalează. Corect. Și omul dacă vine și o săptămână de târg și de cazare și mâncare așa, e și o săptămână de cheltuieli suplimentare. Nu? Că de acolo vine vorba, ce se întâmplă în Vegas, rămâne în Vegas. Însă asta înseamnă bani la organizatorii de evenimente. Asta înseamnă bani la afacerile din turism. Eu l-am propus celor de la Federația Agențiilor de Turism și de la Minister să existe niște pachete cumva și pentru iarnă. Mie îmi place foarte mult iarna la mare. Da, sunt mulți. Eu am prieteni care frumos, se duc. Da. Da, e un aer și o... Eu am prieteni care se duc iarna la mare. Da. Acolo unde la un moment dat nu găseau unde și s-au dus la 2 mai, la particular. Sunt niște oameni care au investit enorm de mulți bani acolo și au făcut niște complexuri și niște zone de agrement și de relaxare foarte, foarte frumoase, care respectă absolut toate normele legale în vigoare, dar gândiți-vă că există foarte mulți care vin sezonieri acolo. Și pare că problema este cumva, sau principala problemă este din partea sezonului, acelor care încearcă, ce spuneați dumneavoastră, ca în cele 30 de zile să-și scoată profitul pentru tot anul respectiv. Nici asta nu este greșit dacă se respectă. Domnul Angel, am avut rudă cu cumnata mea, regretata mea cumnată, pentru că, din păcate, a decedat. A lucrat vreo 30 de ani la Siemens. Da, în Mangalia. Și acolo era activitate non-stop, pentru că era și baza aia de tratament. Și iată o posibilitate de a continua afacerea, nu? Adică chestii de-astea să îmbini medicina terapeutică, să o îmbini cu activitățile de turism, ți-a extins imediat. Dar, într-adevăr, trebuie niște investiții. Gândesc și eu, după mintea mea. Gândiți foarte bine, numai că nu întotdeauna ceea ce credem noi sau ceea ce gândim noi se și reflectă în ceea ce gândesc anumiți operatori economici. Nu toți, încă o dată, sunt oameni de foarte bună credință, foarte multă bună credință și sunt oameni care sunt acolo de zeci de ani și fac lucrurile foarte, foarte bine. De acord. Ei sunt foarte corecți, am cunoscut foarte mulți oameni pe care, cum să zic, îi respect foarte mult din zona litorală românesc și oameni cu care am avut de fiecare dată un dialog constructiv. Nu cred că am găsit la ei lucruri atât de grave, absolut niciodată, pentru că au știut că există un drum în două sensuri, respectul față de consumator și respectul pe care l-a pe de altă parte, cu toate greutățile acestei veri, cu toate problemele, eu nu știu să fi fost cazuri foarte grave de toxinfecții alimentare, de nu, s-a lucrat. Oricum, îmi pare că a fost peste medie. Asta înseamnă că autoritățile statului, alături de toți ceilalți operatori economici și comercianți, și-au făcut datoria și au supravegheat piața de bunuri și servicii. Perfect. Am termina prima parte a emisiunii noastre într-o notă pozitivă. Să vedem cu tehnicul și pe a doua, sper, optimistă. Trebuie să dau legătura pentru publicitate. Prietenii regie, repede publicitate. Dragi prieteni de acasă, rămâneți în fața micilor ecrane. Revenim cu dialogul nostru cu domnul director general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Paul Angel.